Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Ne aflăm în fața unei noi probleme de această dată la emisiunea noastră între scriptură și ziare. Am citit niște statistici referitoare la anul 2019. Se pare că o principală, nu una dintre principalele cauze ale mortalității, principala cauză a mortalității în țara noastră a fost avortul. Nu îl putem opri, nu putem frâna, au fost marșuri ale vieții, s-au luat tot felul de inițiative mediatice pe rețelele de socializare, prin televiziune, prin radio. Biserica a fost destul de vocală și totuși nu putem opri, nu putem frâna, lucrurile merg înainte. De aceea aș vrea să ne gândim dintr-o altă perspectivă. Ce este de făcut după dacă tot nu putem opri acest flagel care ne decimează națiunea, care ne distruge femeile, care lasă urme de neșters în conștiințe. Ce am putea face și l-am invitat pe prietenul nostru mai vechi, doctorul David Dile, bine ați revenit. Bine v-am V-am invitat în studio pentru a discuta, iată, nu putem face multe lucruri, să oprim, se pare că există o curbă în creștere a avorturilor în România. Nu discutăm acum cauzele, poate atingem cu altă ocazie, dar dacă tot se întâmplă, am putea discuta despre ce se întâmplă după, ce trăiește o femeie, ce trăiește o tânără, ce trăiește o adolescentă după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Cred că problema e extrem de complexă și de amplă. Populația României Uh, citeam ceva statistici în urmă cu vreo 5 sau 6 ani în care se spune că o femeie în România face în medie, bun înțeles, statistic, uh, face în medie între 3-4 avorturi. Dacă mă gândesc la dimensiunea asta și mă întreb uh, ce dramă există în populația României la ora actuală, pur și simplu te înspăimânți. Și cu toate astea pare că uh, nu prea iese la iveală, pare că lucrurile stau ascunse femeile nu realizează drama prin care trec sau chiar dacă o realizează e extrem de penibil pentru ele să vină în față și să spună am o problemă din cauza asta aș vrea să-mi rezolv problema și cu toate astea avem soluții bun înțeles că. Soluțiile sunt legate în primul rând sau rezultatul, solu, rezultatul soluțiilor e legat de bunăvoința femeilor dacă femeile într-adevăr vreau să scape de problema pe care o au și cu siguranță ca să poată scăpa de ea în primul rând trebuie să o identifice. Uh, sunt foarte multe uh, cazuri de femei care au o viață alterată de familie, o viață personală, o viață mm -hmm. sexuală. Pentru că astea îi aduc aminte de niște episoade dramatice prin care a trecut și în care s-au întâmplat avorturile. Uh, sunt multe organizații, din care și organizația pe care o reprezint, Clinica Provita oferă populației servicii de vindecare pentru uh, sindromul post-avort, așa îl numim. Deci care este, este un sindrom post-avort, asta uh, nume, uh, numele tehnic a ceea ce se întâmplă cu o femeie după ce a trecut. Exact, sindromul. exact. Sindromul post-avort, deși nu e acceptat în lumea medicală în termenul ăsta, ci îi băgat într-o oală mai mare care se numește sindromul uh, post-stres, post Uh, uh, totuși, el este o realitate, din păcate, e mult prea mult, uh, prea mult interes ca acest sindrom să nu fie individualizat și considerat ca o realitate, dar uh, din experiența noastră și din observațiile noastre vedem că el e o realitate. Hmm. Și sindromul ăsta post-avort se datorează faptului că uh, ființa umană, prin definiție, are un anumit comportament atunci când pierde o ființă umană, o altă ființă umană apropiată. Și ăsta e procesul de jelire. Procesul uh -huh. de jelire care e un proces complex, cineva chiar îl împărțea în mai multe etape și zicea că atunci când ai un deces în familie, primul lucru pe care îl faci negi realitatea asta, spui nu se poate, așa ceva nu se poate, pentru uh -huh. că diverse explicații. După aia uh, urmează mânia. Uh, uh, de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? De ce mie, de ce lui, de ce nouă și așa mai departe. După care urmează procesul de negociere. În care omul ajunge să-și dea seama că lucru nu poate fi evitat, că trebuie să facă ceva, hmm. și apoi începe negocierea. După negociere urmează o perioadă lungă de depresie, în care omul încă procesează evenimentele astea, ca în final să se întâmple acceptarea. E un lung proces prin care omul se vindecă. Dacă nu avem uh, uh, ambient social și nu avem context social cum se întâmplă în cazul avortului, ca procesul ăsta să se deruleze într-un mod care a o devenit o cutumă, o cutumă socială, un obicei. Uh, orice deces pe care l ai în familie, modul în care practică oamenii trecerea peste această perioadă este că invită prieteni, au un moment de jelire în care își aduc aminte despre persoană, în care se gândesc la ceea ce au făcut, ce au însemnat, de obicei se elogiază persoana respectivă, după care avem o întâlnire, o masă, după care avem niște obiceiuri timp de 40 de zile sau chiar mai mult chiar m-am uitat acum să văd de cum se comportă populația lumii atunci când jelește și fiecare populație are obiceiul ei și abordarea ei fie 40 de zile de gelire, fie un an de gelire sau chiar uneori în unele populații chiar toată viața, de exemplu, dacă pierzi pe un soț sau o soție, soția va geli toată viața îmbrăcată într o anumită ținută și așa mai departe. Ei, în cazul avortului, situația asta nu se întâmplă, pentru că de fapt ce se întâmplă cu copilul Copilul care îți aparține orică vrei orică nu vrei îi luați și aruncat într-un coș după care îi dus la incinerat sau îi folosit de industriile farmaceutice sau de alte industrii medicale care folosesc părți ale embrionului pentru cercetare sau pentru diverse produse pe care le obțin din embrion. Lipsa de jelire, lipsa de, de a pune corpul decedatului într-un loc, într-un cimitir, undeva unde să știi că s-a finalizat procesul, creează în sufletul femeilor această nefinalizare a jelirii. Și lipsa de jelire, lipsa de context social în care femeia ar putea să jelească, creează ceea ce se numește sindromul post-avort. Sindromul post care are o grămadă de componente de la faptul că femeia își aduce aminte poate în fiecare an a în ziua asta am pierdut un copil, în ziua asta s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru sau coșmare care le urmăresc toată viața sau alterarea relației cu soțul alterarea relației cu copiii cu supraviețuitorii mm. modul în care se uită la un copil care nu a fost avortat de multe ori cu un fel de întrebare oare de ce a scăpat el și pe celălalt l-am omorât și așa mai departe mm. o grămadă de gânduri care apar în mintea femeii o fac ca ea să nu aibă liniște și să nu fie rezolvată problema ei. Mm. Uh, mai întâi am fost șocat de numărul mare. Dacă calculăm pe populația totală uh, feminină, populația feminină totală a României și numărul de avorturi pe care le-am avut cel puțin în ultimii uh, zeci de ani, rezultă că aproape fiecare femeie uh, este încărcată cu 2,53 avorturi dacă luăm și cele nedeclarate. Da. Deci patru avorturi într-o viață este tot foarte, foarte mult. E extrem de mult dacă te gândești că e vorba de fiecare femeie. Și dacă cu o luăm, uh, ați vorbit de timpul de jălire, din uh, statisticile pe care le avem pentru uh, hospisul în care lucrez, pentru perioadele de doliu și jălire, un doliu normal se întinde undeva la trei ani de zile. Un doliu complicat, Cinci, un doliu care devine patologic se întinde chiar mult mai mult. Deci, dacă luăm 4 într-o viață, ori 5 ani de zile, că e un doliu complicat, fără finalizare, asta înseamnă 20 de ani din viața unei femei sunt afectați de uh, depresii conștientizate sau neconștientizate, de o întreagă patologie. Ce să mai vorbim de complicațiile medicale care apar uh, da. în, într-o asemenea procedură. Iată, deci, ați pomenit niște, niște date, ați pomenit niște complicații care pot apărea în cazul unui sindrom post să ne obișnuim cu termenul, și totuși, iau cazul nostru, da? am pierdut Trei sarcini împreună cu soția și spun că le-am pierdut împreună. Uh -huh. Pentru că am e conștientizat că și am gelit împreună. Pentru că am conștientizat că acolo este o ființă. I-am dat la toate uh, aceste sarcini, nu le-am numit sarcini, ci le-am numit copii. Uh -huh. Unde am știut sexul copilului, când a, a fost pierderea, am dat nume. Uh -huh. Și avem nume pentru copiii pe care i-am pierdut. Bun. Dar pentru o femeie care se duce să avorteze, uh, concepția, paradigma în care gândește este complet diferită. Ala, este o adunătură de celule. Uh -huh. Nu dă nimeni nume unui tumori, uh -huh. și nu o jelește după ce a scăpat de ea. Ala, este un obstacol în calea carierei, în calea fericirii ei, calea... uh -huh. eliminând un obstacol, tin să celebrezi, uh -huh. nu să jelești. Uh, nu se întâmplă acest lucru. Din practica dumneavoastră n-ați văzut că este o încercare de dedublare. Uh, instinctul maternal îi spune ceva, dar conștient neagă acest lucru și merge în direcția respectivă. O, oh, am scăpat ce bine. Asta se numește procesul de raționalizare, în care omul uh, nu poate să trăiască cu conflicte morale în mintea lui. Cumva trebuie să-și le rezolve. Se rezolve uh, și modul în care le rezolvă, uh. îi raționalizarea. Atunci n-am putut trebuia să fac treaba asta doctorul m-a încurajat am fost bolnavă n-am avut contextul social potrivit și așa mai departe femeia și bun înțeles explicația asta care se poartă la ora actuală și care mi se pare că e o, e o, e o, e o adevărată armă. Împotriva uh, femeii, de a considera că acolo nu e vorba de un copil, ci de a considera că acolo e o, e o grămadă de celule. Mm. Cred că asta e extrem de păgubos pentru că femeia realizează până la urmă. Exact. Uh, nu există, la ora actuală, uh, imposibilitatea de a afla exact că e vorba despre un copil și orice femeie cred că e conștientă de treaba asta, dar e mai confortabil să acceptăm că e vorba de un ghem de țesuturi de cât să considerăm că acolo e vorba de un copil și atunci nerealizând că e vorba de un copil nu ajunge niciodată la jelirea corespunzătoare și la vindecarea pe care ar trebui să o obțină. De fapt asta este serviciu pe care fundația noastră îl oferă populației în sensul uh -huh. că o femeie sau un grup de femei care au trecut printr-un astfel de sindrom post-avort uh -huh. sunt aduse în față ca să-și povestească povestea, povestind povestea ele conștientizează tot ce s-a întâmplat și abia atunci realizează că e vorba de un copil. Ce mm -hmm. facem cu femeile este să le punem în fața celui față de care a greșit, au greșit și care îi Dumnezeu mm -hmm. și să le conștientizăm de faptul că Dumnezeu poate să le ofere iertarea. Femeile hmm. sunt uh, învățate să se raporteze la Dumnezeu, sunt mai multe uh, lecții prin care trece femeia, hmm. după care femeia îi se cere să dea nume copiilor ei, să scrie o scrisoare în care cumva să se raporteze uh, corect față de uh, situația respectivă și apoi să face un fel de ceremonial de înmormântare în care chiar chemăm hmm. păstor sau preot, depinde cât e grupul și din cei format grupul respectiv în care se face un ceremonial de înmormântare și în felul ăsta femeia ar putea să beneficieze de o recuperare emoțională de plină pentru că sigur că ea au greșit ca și mamă dar în primul rând o greșit față de Dumnezeu care o dat viața și acolo trebuie să fie rezolvată problema dacă femeile ar înțelege marele beneficiu pe care îl oferă acest serviciu ar fi mult mai liniștite, ar fi mult mai mm -hmm. fericite, ar putea să se recupereze mai ușor și să înțeleagă lucrurile așa cum sunt în loc să se înșele și să-și spună tot felul de uh, minciuni că a fost un ghem de țesuturi, mm. că doctorul mi-a spus asta că nu trebuia să fac dar el îi devine și așa mai departe să arunci vina în partea celuilalt decât să-ți o asumi și să treci peste asta e, pentru că există un proverb care spune orice e, minte sănătoasă acceptă ce nu poate schimba mm -hmm. și atunci dacă asta e o realitate n decât să o conștientizezi și să o conștientizezi în amănuntul ei mm -hmm. chiar să dai nume acelui. Cu... Mi-aduc aminte că la unul din cursurile noastre e, o femeie care avea patru copii în viață a făcut o afirmație interesantă. Zice wow N-am realizat până acum că mama a nouă copii. Wow. Hm? Tot timpul am crezut că am numai patru copii, dar acum înțeleg că am avut nouă copii și că uh, trăiesc doar acei patru copii. Hm. Uh, interesant să vezi această schimbare de paradigmă hm. și această acceptare, care face extrem de mult, că ce poate să-ți facă mai bine decât recunoașterea adevărului și recunoașterea realității Ca, în, în care, care ne, ne liberează. Ați da. vorbit iată de un întreg proces, să pare că dumneavoastră ați dezvoltat în acești ani de experiență uh, un sistem de abordare a acestui sindrom post-avort și aș vrea să detaliem puțin de ce. Pentru că s-ar putea să ne urmărească acum persoane care nu au în preajmă un asemenea centru în care pot fi ajutate sau au centre care uh, pot asista femeile care au sunt în cumpăna dacă se avorteze sau nu, sau chiar au trecut prin și probabil au consilieri, dar nu am auzit foarte mulți chiar dintre prietenii mei care se ocupă uh, de întâmpinarea avortului sau de consilierea post-avort care să abordeze atât de sistematic sindromul post-avort. De deci aceea aș vrea să detaliem puțin ce se întâmplă primul, primul pas pe care am văzut că îl faceți este punerea persoanei în fața creatorului uh -huh. lui Dumnezeu, dătătorul vieții și împăcarea pe această linie verticală cu al nostru creator al tuturor, cu cel care a pus viață și în acel pântec împăcarea cu Dumnezeu, ce se întâmplă când femeia este necredincioasă Uh, nu prea contează vrea. dacă femeia e credincioasă sau necredincioasă De obicei când nu e credincioasă nu vine mm -hmm. Adică ea trebuie să aibă o minimă convingere că există Dumnezeu Și că ea se raportează la Dumnezeu mm -hmm. ca să vină la un astfel de training uh, Iar dacă acceptă, nu contează că e o practicantă sau că nu e o practicantă Până la urmă noi le punem în fața câtorva 10 perfecțiuni ale lui Dumnezeu Dumnezeu mm. îi neprihănit, îi dragoste, îi mm. atotștient, știent, îi, îi bun, îi iertător și așa mai departe ca femeia să poată să-și facă o poză cât de completă, cât de completă sigur că e greu să spui că yeah, prin asta yeah. l-ai definit pe Dumnezeu, dar o poză mm. cât, de, cât de apropiată de ceea ce ar trebui ea să înțeleagă că Dumnezeu. Și, bun înțeles, în, în toate aceste perfecțiuni ale lui Dumnezeu vorbim despre iertare mm -hmm. și despre bunătate. Ca femeia să înțeleagă că poate primi iertare chiar și în acest context. Sigur că mm -hmm. femeia, o femeie, de exemplu, în, în clipa de față, care nu a făcut un avort, dar se gândește la avort, ar putea să meargă cu perfidia gândurilor și să zice, a, păi dacă tot Dumnezeu mă iartă, ce rost are să-mi fac probleme? Mă duc după aia... Și rezolv problema. Problema nu e chiar așa de simplă. Pentru că a putea conștientiza faptul că ai o problemă, s-ar putea să dureze ani de zile. Imediat după ce femeia face avort, cumva e, crede că o rezolva problema și poate să treacă ani sau zeci de ani de zile până când ea să realizeze, stai puțin, că de fapt eu nu mi-am rezolvat problema. Mm. Uite câte probleme am din cauza avortului care s-a întâmplat. Mm. Și atunci ca să conștientizeze treaba asta trece ani de zile. Bun, să zicem că o conștientizat femeia vine acolo, aude despre aceste perfecțiuni ale lui Dumnezeu, se pune în această raportare cu Dumnezeu și înțelege că are nevoie să primească iertarea. După care, sigur că cursul ăsta se desfășoară pe un interval de câteva săptămâni sau poate chiar mai multe luni, pentru că femeia trebuie să aibă timp să proceseze. Mm chiar dacă ședințele de consiliere sunt scurte de câte o oră, o oră jumate, două, atunci e ca și cum deschizi un, o încăpere în care era o dezordine, în care mm. n-ai văzut nimic până atunci și în care încerci să pui lucrurile în ordine. Și de a durează mai mult. Dar, dar beneficiul acestor femei care trec prin tot procesul ăsta, după ce se raportează la Dumnezeu să înțeleagă cine e ea, să înțeleagă că există iertare, că Dumnezeu oferă iertare, după ce o înțeles că ea este iertată, cumva trebuie să se raporteze la copilul pe care l-a ucis și cumva trebuie să remedieze sau să negocieze, să împace această relație. Pentru că există o altă întrebare la care nu știu dacă cineva poate să răspundă ce se întâmplă cu sufletele copiilor care au fost avortați. Sigur, în, în doctrina ortodoxă există o înțelegere, cum că acei copii stau acolo și așteaptă până când vin părinții și așa mai departe. Sigur, nu contest și nu, af nu afirm și nu, nu contrazic această, această uh, uh, afirm, aceste lucruri despre copii, dar nu știm. Răspunsul este că nu știm. Nu avem nimic uh -huh. concret în care să știm. Ce știm însă că există un Dumnezeu care nu pedepsește pe copii pentru părinți. Vinovat, da. uh, și fiecare își poartă propria lui vină. Până la urmă, cred că Dumnezeu are o soluție, o soluție favorabilă pentru acești copii, dar asta, sigur, nu scuză și nu limitează gravitatea faptelor. După ce femeia s-a raportat la copil, ea are nevoie să înțeleagă că de acum trebuie să se raporteze altfel la copii supraviețuitori deci și la membri. Asta, membre... asta e al doilea pas, raportarea la copil exact, exact. Mut, mutați deci în primul pas se re rezolvă relația pe verticală după care este o un Asta mi se pare foarte interesant de asta vreau să subliniez cu creionul chimic roșu metaforic vorbind de această idee pentru cei care ne urmăresc rezolvarea cu ființa care e dincolo uh -huh. că e o rezolvare pe orizontală sau mai bine zis, într-o rezolvare oblică, pentru că exact. dacă, dacă ai rezolvat cu Dumnezeu, da. cel care e supraviețuitor este pe orizontală, este această relație oblică cu, cu copilul care. Este o ființă, am acceptat că e o ființă, am acceptat că e o ființă care a murit, care a trecut dincolo, nu mai este în lumea celor vii și totuși trebuie refăcută legătura pentru legătura vremelnică pe care să, să circule această uh, împăcare, cerere de iertare. Sigur, pentru că asta e în beneficiu femei în primul mm -hmm. rând. Sigur, Dumnezeu e cel care poate să facă minunea asta și comunicarea asta să fie o comunicare reală între mamă și copilul care a trecut așa cum avem în, tot în terminologia ortodoxă când vorbim despre biserică, vorbim despre biserica luptătoare și, și biserica biruitoare. biruitoare da. În sensul că cei care au plecat n au dispărut ei da. există, ei sunt acolo biruitori. Acum nu știm exact unde să încadrăm această categorie de copii dar în orice caz îi încadrăm în harul lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu. Dar beneficiul major pe care femeia îl are îi pentru ea, adică faptul că ea poate să scrie o scrisoare în care să-și ceară iertare sau cumva să restaureze relația asta, asta din nou îi ajută ei pentru vindecare. Pentru că dacă păstrezi un loc uh, întunecat, un colț ascuns în care nu te aduci, nu mm. te duci niciodată, de care nu te atingi niciodată, s-ar putea că la răzbate până la urmă sub diverse manifestări în viața personală, în viața spirituală, în viața intimă, peste tot în, în, în sufletul femeii. Dar mm. când odată ai făcut ordine, e un capitol închis și acolo uh, o să stabilești, uh, o să pacea și liniștea. Mm. Uh, și bun înțeles că etapa ultimă este să învețe să se raporteze cu alți ochi și cu altă abordare la copii supraviețuitori, la soț, la familie, la doctor, la serviciile medicale și la tot ceea ce înseamnă uh, uh, și modul în care se raportează. Sunt foarte multe femei de exemplu care au trecut printr-un sindrom post-avort și spune domnule eu doar trebuie să simt mirosul spitalului ca să-mi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat. Sau când mm. trec pe acolo, pe lângă spital, de fiecare mm. dată mm. mi-aduc aminte. Sau sunt persoane care zice, nici la stomatolog nu mă pot duce confortabil fără să-mi vină în minte mm. evenimentul respectiv. Deci, femeile săracele trăiesc o, o dramă mm. incredibilă pe care nu au curajul să o expună. Sigur, nu-i nu nu comod, ci ar putea să fie bucuros să-și expună o astfel de experiență. Dar neexpunerea ei totală, până la urmă, îi bumerangul care se întoarce împotriva exact. mea și care mă penalizează mm. pe mine. Așa că dacă aș vrea să scap cu adevărat, aș putea să beneficiez de un astfel de serviciu pe care noi îl oferim cu drag, îl oferim cu mm. profesionalism și încurajăm femeile să apeleze la asta pentru că au atât de mare nevoie și sunt convins mm -hmm. zeci, sute, mii de femei care ar putea să aibă o perspectivă total schimbată despre viață, dacă ar fi dispuse să treacă printr-un travaliu ca ăsta, care nu e chiar așa ușor. Iată ce important este să rezolvăm relațiile pe orizontală, în cercurile concentrice, mai întâi cu soțul, în foarte multe cazuri, în, în momentul când o femeie trece prin avort, este cumva un transfer al vinovăției, bineînțeles că au făcut-o împreună, copilul l-au făcut împreună, avortul sau sortit l-au făcut împreună, sunt amândoi vinovați, dar este un transfer, acel transfer, Adam-Eva, Uh, el este vinovat din cauza lui, din cauza poftelor lui, din cauza de aia eu sunt în situația asta apoi există spaima din relațiile intime, uite uh -huh. asta a cauzat asta, voi ajunge din nou în situația asta viața intimă este afectată, uh, bărbatul ca de obicei își găsește alte supape de ieșire apare adulter, dintr-o dată găsește o femeie care este cu doi copii două avorturi și un soț care și-a găsit o altă o altă relație apare după aceea un divorț și când mergi pe linie vezi că din cauza unei nerezolvări a acestui copiii ceilalți mărturisesc că sunt mama s-a schimbat ceva s-a întâmplat nu ne mai îmbrățișează cu drag nu mai nu se mai raportează cum s-a raportat înainte Iată ce important este să trecem prin acest al treilea pas, rezolvarea cu supraviețuitorii, apoi vin sistemele medicale și ați spomenit un al patrulea pas care mi se pare foarte, foarte interesant, care țin de ritual. N-am scăpat nimic, da? Deci sunt, este rezolvarea cu Dumnezeu, rezolvarea cu copilul, scrisoarea aceea. Apropo de acel pas, scrisoarea aceea este concepută, le dați un model Nu, uh, uh, sigur uh, le dăm niște sugestii dar de exemplu am avut situația în care am avut un grup de uh, 5-6-9 persoane uh -huh. uh, ele toate uh, sunt împreună și împărtășesc aceeași soartă Asta e greu de realizat pentru că femeile de obicei nu vreau să discute despre uh, problema da, da, respectivă. Da, da. Dar dacă sunt mai multe le explicăm cum ar trebui uh -huh. să fie, care trebuie să fie conținutul scrisorii. Dar până la urmă țin de creativitatea, de emoția, de încărcătura pe care o are fiecare. Uh -huh. uh, avem de exemplu un coș în care uh -huh. femeia uh, cumpără o floare. Și împreună cu scrisoarea, o pune într-un loc. Acel loc uh, poate să fie după aia incinerat, dacă mm. femeile consideră. Pentru că nu, nu, nu trebuie să vadă cineva ce o scris ea în scrisoare. Da, da, da. Eu, e ceva între ea și uh, evenimentul respectiv. Și atunci uh, trec prin mai multe etape din astea, în care asta e una dintre ele. De exemplu, am avut un coș, fiecare femeie trebuia să meargă să pună scrisoare acolo, lângă ea să pună o, uh, o floare. Uh, este ca și cum a merge la cimitir și ai pune o floare în amintirea copilului respectiv. Adică noi încercăm să recuperăm din urmă un ceremonial care trebuia să se deruleze și care trebuia să ducă la vindecarea femeii și care din păcate niciodată nu i s-a oferit contextul social ca să se întâmple. Da, Asta este ceea în, ce... În felul ăsta apare catarsisul eliberator pentru că dacă nu, dacă nu provocăm această descărcare... Asta este ca o bubă cu puroi sufletesc care tot exact. încarcă, coace, coace și apoi se răspândește în, în tot restul vieții pe care îl contaminează. Apoi urmează cel al patrulea pas, pasul ritualic, acel ritual de îngropăciune uh -huh. și jelire. În ce constă asta? De obicei el caută să reproducă un ceremonial de înmormântare tipic. Pentru că fiecare, așa cum am spus, fiecare societate are practicile lui și mm. obiceiurile lui. E, și noi asta încercăm să facem să recuperăm din urmă ceea ce nu s-a întâmplat, adică e, jelirea și de aia uh -huh. e, cumva îi bine că sunt mai multe persoane acolo prezente pentru că dacă e unul la unul uh -huh. ceea ce se întâmplă câteodată uh -huh. e, nu e un cadru suficient de social ca femeia să poată avea reproducerea înmormântării și atunci dacă sunt câteva persoane pur și simplu vine un preot și ține un ritual din ăsta de e, de înmormântare sau un păstor ține un ritual de înmormântare pentru femeile respective cumva ele trăind acea, uh, acel ceremonial uh, ani după evenimentul și respectiv. Și având ocazia nu numai să-și să sufletește, ci realmente să bocească corect, 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 sunt laprini, foarte multe de femei care de exact rău, asta va, da, de fapt nu există femei care să da. nu plângă la un astfel de da, uh, ceremonial. Da, da, da. Uh, apoi uh, acest lucru este rezolvat, uh, procesul se încheie aici, mai urmează alți pași sau o, o, um, o descărcare uh, lentă și uh, care se continuă pe alte câteva săptămâni sau luni, uh, deci alte se sesiuni de consiliere. Da, ce încercăm noi să facem este cu femeile acelea care au beneficiat de un astfel de serviciu, le încurajăm să să aibă deschiderea să ajute alte femei. Oh, excellent. Adică excellent. ele să aibă curajul să apară în public și să spună domnule am avut problema asta, am fost bolnavă, am avut o grămadă de suferințe psihică și acum ceea, ceea ce încerc este să spun și altora că pot beneficia de astfel de servicii. E extrem de complicat. Și extrem de complicat din multe puncte de vedere, pentru că deși femeia realizează că ar putea face o grămadă de bine, ea totuși are o imagine care nu vrea să-i fie șifonată. Și foarte greu, chiar în, în cercul nostru apropiat de persoane, cu persoane care lucrează împreună cu noi, e greu să ieși în față și să spui, domnule, am avut un avort sau am avut 10 avorturi sau două avorturi, sau câte, câte ori fi. Uhum. Uh, am făcut treaba asta, am trecut printr-o dramă, m-am vindecat, și acum vă invit și pe mm. voi. E foarte greu de realizat. Mm. Pentru că încă uh, uh, îi întrebarea ce va spune societate, ce vor spune ceilalți, cum o să se uite la mine, cum o să mă privească. Mm. Și uh, asta e dificultate. Sigur că, pe lângă încurajarea asta pe care o avem pentru ele, le încurajăm să se integreze într-o comunitate. Ca ele să poată continua demersul respectiv dacă nu sunt integrate, iar dacă sunt integrate, iarăși le încurajăm să fie o punte de legătură, chiar dacă nu pot face altceva, dacă știe despre o femeie. Cotrecut trecut prin evenimentul respectiv, să le încurajeze să vină, să le îndrume. Du-te acolo, poți să găsești vindecarea, există soluție, vei vedea enorma diferență între ceea ce e astăzi și ceea ce va fi după. Cam astea sunt demersurile pe care încercăm noi să le facem cu el. Ce, ce bine este că iată am deschis acest subiect și ați venit cu acest subiect spre emisiunea în Scriptură și Ziar uh, pentru că este o atât de mare nevoie la numărul de femei afectate de avort, mai ales în mediul urban, la uh, numărul de uh, incidente psihice care sunt consecința acestui lucru, să ai o asemenea, o asemenea soluție. Și iată, uh, poate oferim idei altor centre. Poate oferim idei altor capelani, consilieri, preoți, pastori care să vină să-și ofere serviciile. Iată, poate oferim idei bisericii să se întoarcă spre această problemă pe care nu mai putem băga sub preș. Noi am pățit ceva și am mers pe intuiție atunci. Nu mi-am dat seama, acum încerc să să recompun lucrurile, eram la începutul căzâncii noastre, a fost prima sarcină pierdută a soției și atunci am trecut printr-o situație practic soția a născut în casă, singură. Ah. S-a eliminat fătul, instinctiv i-a luat și l-a pus într-un borcan cu spirit a mers la medic pentru curățarea finală, pentru retaj și medicul a zis dați-mi și atunci instinctul a zis, nu, nu, e al nostru. A urmat un, un dialog între noi și medic și el ne-a explicat, legislația era destul, era în anii 90, era destul de neclară, ce să face, noi, era la noi, nu intrați în spital, acum am înțeles dacă se întâmplă în spital lucrurile sunt foarte clare. Dar ne-am întrebat ce facem acum. Și ne-am urmat instinctul. Am mers într-un loc fru foarte frumos, într-o pădure, am uh, făcut o groapă, am chemat un prieten, am simțit tocmai această nevoie de asistență, de microcomunitate. Uh -huh. uh, uh, Purtați-vă sarcinile unii altora. Am îngropat uh, borcanul respectiv cu fătul mort acolo și uh, realmente am vărsat lacrimi, am gelit, am bocit. S-a închis acest capitol. Mm. Și pentru mine și pentru soție. Șapte ani mai târziu, soția a avut un vis uh, în care un băiețel, știam că știam sexul copilului un băiețel, îi făcea cu mâna în vis și spunea Mami sunt bine, mami sunt bine. Uh, atunci am simțit valoarea, a ce înseamnă să descarci, mm -hmm. să faci catarsis. Să închei lucrurile, să nu rămână. Am pierdut o sarcină, nu știm ce s-a întâmplat, și pleci cumva cu sufletul sfârșiat, mm -hmm. ca, Ca un covor din ăla care este desfăcut și tot tragi de câte un fir și tot se mai deșiră și iar mai tragi cum cosul cu un -o, copiii cu plovările care se, se desfăceau. Da. Și la un moment dat tot totul tot este un un dezastru, un haos sufletesc. Mm -hmm. De deci, aceea cred că este foarte bine. Asta a fost experiența noastră. Ne-am urmat instinctul, dar dacă există posibilitatea, iată să sistematizeze această experiență. Și pentru cine este dorning să treacă pe acest traseu al Algeriei pe acest Valea Umbrei Morții, există oameni care pot asista, care pot călăuzi. Dacă ne uităm mai departe în viitor, la acest flagel care ne lovește populația feminină, puteți proiecta, puteți previziona ce se va întâmpla cu sănătatea mentală a acestui popor. E greu, e greu, de spus ce se va întâmpla, uh, pentru că uh, sunt de în ce în ce mai multe uh, situațiile în care uh, femeia nu, nu mai admite că s-a întâmplat ceva, pur și simplu uh, depersonalizarea evenimentului, adică Pur și simplu am fost la doctor, s-a întâmplat am că a scos ceva din mine și cu asta am terminat. Dar astea, așa cum am spus, au consecințe nu pot imagina hmm. ce se va întâmpla. Îmi pot imagina însă ce se va întâmpla dacă femeia ar putea să primească iertarea. Dacă femeia hmm. ar putea să fie recuperată. Ce lucru extraordinar s-ar putea întâmpla în națiunea asta hmm. dacă ar fi într-adevăr o, o, o pocăință națională e, și o hmm. întoarcere la Dumnezeu e, reală e, a tuturor celor care au trecut printr-un astfel de vechi. Cred că ar fi un... un o primăvară incredibilă, din punct de vedere spiritual. spiritual da, da. Asta se va accentua, situația reală se va accentua, vom intra de în ce în ce mai mult în întuneric, în umbră. Și în umbră e foarte greu să spui ce, care sunt consecințele, cum se vor derula lucrurile. Dar asta vor apăsa mereu peste populația asta și mi-aduc aminte pasajul ăla din Nemia, din în care Neemia se ridică. Și spune uh, ne pocăim pentru greșelile părinților noștri, uh, noi am, noi și părinții noștri am greșit. Uh, ar fi extraordinar dacă treaba asta s-ar putea întâmpla cu noi, să putem primi un nou start din uh -huh. partea lui Dumnezeu și din partea uh, noastră, uh, ca națiune. Cred că ar uh -huh. fi absolut uh, extraordinar. Da, și rugăciunea din Daniel Nou, aceeași idee are. Uh, o generație care conștientizează gravitatea an, a, a, păcatelor, antecesorilor lor și cer iertare. Din, din, din păcate la noi a, în țară, ci, din observațiile noastre de tuturor celor care studiem fenomenul religios, avem de a face cu o deeclesializare, cu o dezbisericire a noilor generații. Dacă, spre exemplu, generația care este acum la 30-40 de ani, încă mai era un minim uh, de respect pentru biserică, o teamă instinctivă de Dumnezeu și probabil ar putea trece mai ușor prin acest proces. Generațiile care vin și sunt acum, uh, avem uh, femei care, fe, fete care avortează, femei foarte tinere și fete care avortează undeva între 14, 16, 18 ani. Această generație care vine uh, este pietrificată, sufletește. Uh, instinctele primare instinctul matern este uh, desfințat, desfințat. Da. Uh, este o, așa să vine împreună cu sexualizarea uh, sălbatică a acestor uh, victime uh, începând de la uh, influența pornografiei asupra tinerilor care îi duc înspre a uh, avea sex împreună în neștiință, în ignoranță nepregătiți, neprotejați iată uh, avem avorturi foarte foarte uh, multe și uh, o, o împietrire a conștiinței. Există ceva ceea ce medicul și preotul ar putea face în această situație pentru avertizarea opiniei publice pentru există posibil un pact între cabinetul medical și uh, eu știu, duhovnici, între pastori și unitățile de uh, asistență, ca să uh, putem să întâmpinăm aceste fenomene, sau să, eu știu, să uh, trezim uh, la cred... populația tânără. S-ar putea face enorm de multe lucruri dacă există bunăvoință și există înțelegere despre fenomen și acceptare în, marea, în masa de populație. Dar din păcate cu ceea ce ne confruntăm noi acum e că perfidia merge atât de departe încât pur și simplu acelea nu mai sunt persoane, tu nu mai contează ce faci, tu ești stăpână pe viața ta, nu contează ce se întâmplă, nu mai există normă morală, de, sau imoralitate, adică avea o relație sexuală întâmplătoare, nu mai este niciun fel de problemă. Societatea o ajuns atât de imună la treaba asta încât nu mai, nu mai reacționează nici într-un fel. Și atunci ai foarte greu de realizat o vindecare. Nu știu ce ar trebui să se întâmple. Ar trebui să se întâmple o pandemie, probabil, ca mm -hmm. să secere Dumnezeu. Mm -hmm. Doamne iartă-mă zic asta că nu, nu, nu că îmi doresc sau că aș vrea așa ceva dar doar niște evenimente din astea majore care îi scutură pe oameni din rădăcină ar putea să ne întoarcă din nou la Dumnezeu și să realizăm stai mă puțin că până la urmă noi suntem dependenți în fiecare zi de el, nu putem să sfidăm acum ne merg toate bine, am avut o perioadă extrem de lungă fără războaie în Europa, bunăstarea e fantastică, avem suntem o grămadă de milionari, de miliardari, uh -huh. nu numai în Europa, în China și așa mai departe. Peste tot n-am trăit niciodată așa de bine cum trăim acum. Uh -huh. Și întotdeauna când trăim așa de bine există această ispită fantastică de a uita de Dumnezeu. Dar istoria uh -huh. se întoarce, ciclul... uh, ciclurile uh, uh, provocărilor revin și atunci probabil că Mm -hmm. Avem nevoie de o astfel de dramă fantastică ca să ne trezim la realitate și, și să vedem că am putea face pacturi și înțelegeri. Ce frumos ar fi să eh, medicul să spună, Doamnă, ai trecut prin așa ceva, dar uite, îți dau o recomandare, du-te și vorbește cu preotul respectiv, cu pastorul respectiv, cu organizația mm -hmm. respectivă, ca să poți să fii recuperată cu adevărat. Mm -hmm. Dar, la ora actuală, mm -hmm. merg toate pe bandă, nu interesează pe nimeni am devenit obtuză, am devenit opaci, nu ne mai interesează. Ne facem lucrurile în mod mecanic și cu asta asta. Da, 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 pentru că dincolo de recuperarea fizică de care femeia trebuie să aibă parte, după un asemenea eveniment este recuperarea uh, psihică, are nevoie de un consilier uh, avizat, de recuperare spirituală, are nevoie de consiliere spirituală și iată există această inițiativă lăudabilă. Vă mulțumim pentru uh, idee. Uh, am învățat ceva nou alături de uh, prietenii noștri sindromul post-avort dragii mei, sindromul post-avort pentru care iată există soluții dacă nu putem împiedica răul, putem eventual pansa rana care s-a făcut, există oameni care se ocupă de asta, există centre care au învățat să sistematizeze acest proces de catarsis de ieșire din durere și probabil uh, cele care au trecut prin această uh, traumă și ați învățat lecțiile care trebuie învățate. Probabil veți avea îndrăzneala, sperăm noi, să le ajutați și pe altele, alte femei, alte fete care trec prin această situație. Dacă tu ai suferit un rău, dacă ți-a -ți s-a întâmplat uh, nenorocirea, de ce să taci și să lași și pe alta să treacă prin aceleași chinuri? Poate fi fica ta, poate fi nepoata ta. Deschideți gura și nu numai să vorbiți în apărarea celui nedreptățit al copilului nenăscut, vorbiți și pentru cei care trec prin aceste nenorociri chiar acum, chiar în aceste timpuri sau dacă știi pe cineva care are gândul de a merge să facă avort, tu ca una care știi prin ce ai trecut, voi ca familie care știți prin ce ați trecut, încercați să găsiți o ocolitoare pentru aceia care să pregătesc să intre frontal în nenorocire. Domnule doctor, mulțumim foarte mult pentru și pentru ideea emisiunii și pentru contribuție și sperăm ca Dumnezeu să nu ne lovească cu vreo pandemie, să ne trezim, mm. să ajungem să prețuim viața văzând atâția de mulți morți în prejur să ne pocăim înainte de a uh, ne rovi cu toiagul lui, uh, uneori atât de uh, nemilos. Vă mulțumim încă o dată dumneavoastră, vă mulțumim, dragi prieteni! Mm.